Bună seara, bine v-am găsit în acest nou an. O lecție impresionantă dată lumii la început de an de către una dintre cele mai disciplinate națiuni de pe pământ. Japonezii au reușit să salveze ca prin minune, în doar 90 de secunde, 379 de oameni aflați într-un avion în flăcări. Această aeronavă Japan Airlines s-a ciocnit la sol de un avion al gărzii de coastă care transporta provizii către victimele cutremurului de 7,6 grade care a lovit ieri Japonia. Avionul în care se aflau cei 379 de pasageri a fost distrus în întregime de flăcări, iar pasagerii au fost toți evacuați pe tobogane gonflabile. Nimeni nu este rănit în așa fel încât să aibă nevoie de îngrijiri medicale și este de necrezut cum au putut să scoată toți pasagerii în condițiile în care vizibilitatea în avion era zero din cauza fumului. Membrii echipajului au fost ultimii care au părăsit avionul și probabil că explicația este de asemenea că această nenorocire s-a petrecut în Japonia. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei de la această oră. Avem multe subiecte de dezbătut. Sunt în studio alături de mine Val Vâlcu de la DC News. Bună seara, la mulți ani, mulțumesc mult pentru prezență. Îi mulțumesc foarte mult domnului profesor Anton Hader, președintele Alma Mater. Bine ați venit, domnule profesor, la mulți ani. Multă sănătate. Le mulțumesc invitațiilor care ne ajută să înțelegem această minune care s-a petrecut în Japonia. Este în legătură directă cu noi domnul David Maxim. Bună seara, domnule Maxim, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună seara și la mulți ani. La mulți ani și dumneavoastră și vă mulțumesc și îi mulțumesc mult domnului Sorin Stoicescu, este fost șef al aviației civile. Bună seara, domnule Stoicescu, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara și la mulți ani. La mulți ani și dumneavoastră. Domnule Maxim, citesc nenumărate comentarii ale piloților din lumea întreagă centralizate pe agențiile de presă internaționale. Toți numesc ceea ce s-a întâmplat în Japonia un miracol. Să evacuezi atâția oameni în 90 de secunde, în condițiile în care vizibilitatea în avion era deja aproape egală de zero, pare o minune. Care este explicația dumneavoastră? Doamne, explicația este foarte simplă. În primul rând vorbim de disciplină, vorbim de proceduri clare, nete, pentru care echipajul este instruit, este verificat și aplicarea acestor proceduri a dus la acest miracol. Deci, dacă folosim cuvântul miracol într-un termen apropiat sărbătorilor, în aviație, acest miracol este previzibil. Atâta vreme cât procedurile, atât de clare, atât de aplicabile, sunt puse în aplicație, corect și cu spirit de, cu acest spirit viu de intervenție pe care l-a avut echipajul în cauză, miracolul acesta este absolut explicabil. Este unul dintre momentele în care trebuie să ne gândim că însoțitorii de zbor, piloții și ceilalți care intervin în aviație, în aeroporturi, cei care se văd și cei care nu se văd, au cu toți o implicare în siguranța aviației. Această siguranță este clar definită prin regulamente internaționale, prin convenții la care România este aderentă. Domnul Stoicescu poate să vă spună mult mai mult decât mine în asta, dar aplicarea acestor proceduri a dus la acest miracol. Și bineînțeles, disciplina proprie japonezilor. Domnule Stoicescu, vorbim despre o aeronavă nouă, mare, e vorba despre un Airbus A350 și tocmai asta este marea întrebare. Cum a fost posibil? Niciunul dintre pasagerii salvați nu are nevoie de îngrijiri medicale pentru că viața nimănui nu este pusă în pericol. Sigur, au fost poate câteva zgârieturi, dar dacă nu se vedea nimic în avion, cum au fluidizat această ieșire cei care au coordonat salvarea? Deci există proceduri specifice, iar baremul de 90 de secunde este exact baremul prevăzut pentru toate aeronavele în asemenea situații. Adică atunci când se face proiectarea unei aeronave, indiferent de dimensiunea acesteia, se fac asemenea dotări care permit ca în 90 de secunde să se facă evacuarea. Acum trebuie să menționăm și tenacitatea specifică japonezilor și aici mă refer la echipajul de cabină, la însoțitorii de bord, care au reușit,
ca în acest barem și în condițiile date să evacueze pasagerii în acest timp și în așa fel încât, din câte am înțeles eu, sunt doar 18 răniți, dar superficial. Exact, sunt răni superficiale acolo. Ambii invitați din studio vor să intervină. Bună seara, domnule Maxim, bună seara, domnule Stoicescu, sunt profesorul Anton Hader, care am predat și la aeronave și la transporturi, adică sunt aproape de branșa dumneavoastră. Dar în România, pe Henri Coandă, dacă s-ar fi întâmplat un lucru asemănător, am fi reușit în 90 de secunde, cum ziceți dumneavoastră, că este baremul, sau s-ar fi călcat în picioare cei care erau în situația critică din avion? Domnule profesor, nu trebuie să neglijăm și nu trebuie nici să ne subestimăm. Vreau să vă garantez că cel puțin însoțitorii de bord de la companiile aeriene înregistrate în România au această pregătire. Indiscutabil. Și exersează evacuarea pasagerilor în asemenea situații. Haideți. În baremul dat. Haideți să mergem... Deci, în primul rând, să spunem că e al doilea incident în care o aeronavă Airbus, dacă țineți minte, a rezistat și pe apă. Un avion a avut o defecțiune și a amerizat pe fluviul Hudson și avionul a rezistat până au venit părțile de salvare. Nici acolo nu s-a călcat lumea în picioare, nici acolo n-au fost incidente în Statele Unite și acum, iată, rezistă la foc pentru că e și o performanță a avionului, adică materialele din care sunt făcute, nu știu, scaune, ce mai are de înăuntru, combustibilul n-a distrus totul, nu s-a propagat repede, în câteva secunde, au avut timp să evacueze. Dar eu mă referam la, 100, la comportamentul noi vedem oamenilor. Sfârșitul. Cât privește comportamentul oamenilor, că aici vreau să-l contrazic pe domnul Stoicescu. Uitați-vă cum arde această aeronavă. După ce au plecat oamenii. Era iminent ce deci urma să se întâmple. Materialele au rezistat. E o performanță, iată, industria aeronautică europeană. Franceză, deja. Și germană, și germană. Domnule Maxim, voi ați intervenit. Să-l contrazic pe domnul Stoicescu. Deci mergem acum. Dar azi încă nu e relevant. Mergem mâine. În orice intersecție din București, vedeți că la ore de vârf în trafic se blochează traficul, se îmbulucesc, se îngrămădesc, intră, stă cu nasul în fundul, în țeava de eșapament a celui de față. Chiar dacă e galben, chiar dacă își dă seama că nu va trece intersecția, el blochează traficul. Și acest lucru nu-l vei vedea în povestea. Oameni, domnule, în Anglia oprea autobuzul, era verde, dar pentru că șoferul știa că se va schimba acum, ca să nu blocheze intersecția. Vreau să vă spun ceva. Vă rog, domnul Stoicescu. Dacă îmi permiteți. Deci, eu sunt aviator și vorbesc despre aviație. Nu sunt milițian. Dar aviația care oameni, domnule Stoicescu. Oamenii sunt aceiași. Nu care materiale. Nu comparați. Da? Cei care aplaudă la aterizare. Oamenii sunt aceiași, domnul Stoicescu. Cine aplaudă la aterizare. Se va călca în picioare la ușă. Se vor repezi doi. Îl va da pe ăla de în față la o parte. Când piloții pun aeronava ușor, nu o pun regulamentar. Nu trebuie aplaudat. Avionul se pune ferm în zona absolut, de touchdown. Da. Vă rog, domnule Maxim, voi să interveniți. Că asta nu știți. Asta nu știam chiar. Vă rog. Vreau să vă spun că regulile în aviație sunt altfel decât oriunde, decât în orice alt domeniu. Regulile, da, dar nu sunt oamenii, domnul Stoicescu, asta susținem noi. Haideți să auzim și pe domnul Maxim, pentru că director general al aviației, vă spun sigur că erau oamenii așa. Nu oamenii dumneavoastră, oamenii noi, poporul. Călătorii se vor îmbulzi, pasagerii, împinge. Vă rog, mai puțin, domnul Stoicescu, să-l auzim și pe domnul Maxim. Nu își poate stăpâni instinctul. Asta îi spune rațiunea că degeaba forțează, va ajunge la stop cu 5 secunde înainte și ne vom întâlni la stop, dar între timp a pus în pericol. Și David Maxim, vă rog, de data asta putem. Exact. Mulțumesc. Exact în aceeași linie vreau să merg. Da, în aviație există reguli foarte strict care sunt aplicate. Și vorbind de populație, vorbind de oameni, în momente de criză,
ceea ce nu este comparabil cu oprirea la un semafor. Ceea ce e un lucru pe care îl faci de 30 de ori pe oră, este un moment comun în viața de zi cu zi. Un accident aviatic în desfășurare impune cu totul și cu totul alt comportament din partea pasagerilor. Aceasta se vede. Dacă la semafor avem tupeul să luăm inițiativă sau să facem ce credem noi că trebuie făcut, într-un avion în flăcări, un mediu cu care nu suntem obișnuiți și care ne este clar că ne amenință viața, tipologia și reacțiile pasagerilor, reacțiile oamenilor în stres se schimbă. Și atunci, într-adevăr, ei caută personalul care le va da indicația, care le va salva viața. Ori este mult mai ușor, dacă vreți, pentru un echipaj experimentat, să-și impună punctul de vedere, să-și impună directivele asupra pasagerilor, să-i țină calmi, să evite panica și să-i canalizeze spre ieșiri, decât ai domnul Maxim, în primul rând trebuie să-i canalizeze școala. Nu există niciun curs. În țările civilizate sunt cursuri, se fac exerciții de evacuare. De comportare în situații dificile. Sunt unii care se duc prima dată la sparanghel. Și la noi se fac exerciții, domnule. Unde? Și la noi se fac exerciții. Da, nu cu populația, domnul Stoicescu. Dumneavoastră, între dumneavoastră. Populația călătorește, deci, atât. Da, vă rog, domnul Stoicescu. Deci, publicul pasager este heterogen. Publicul pasager, la plecarea avionului, înainte de decolare, ascultă sau nu ascultă instructajul pe care îl face șefa de cabină pentru situații de emergency. Oamenilor li se explică ce trebuie să facă în asemenea situații. Unii respectă, alții nu respectă. Însă tot de echipajul de cabină depinde și faptul și modul în care ei reușesc să stăpânească pasagerii și să-i determine să facă exact ceea ce li se spune. Inclusiv aceste exprimări și maniere de abordare a problemei se predau la cursuri, se exersează și constituie obiecte de verificare înainte de prelungirea licenței. Da, așa am zis și noi, la cursurile lor, ale specialiștilor, ale echipajului. Dar populația încă rămâne needucată și v-aș întreba pe amândoi. V-aș întreba pe amândoi, iertați-mă. Oamenilor e o știință. Știu. Din care ceea ce se poate se predă și personalului de cabină. Dar Taromu a fost confruntat cu o situație. De asta eu nu mă dau aminte în ultimii 30 de ani să fie avut situații. Au fost evacuări. Așa. S-au făcut evacuări. În situații limită? Navei, și să fac exerciții de evacuare. Se fac de două ori pe an. La Tarom, cel puțin așa se făceau pe vremea mea. Și cred că și acum la fel. Deci se fac exerciții de evacuare, iar personalul este pregătit. Dar vreau să subliniez că acolo au mai fost și alți actori. Alți actori sunt personalul aeroportuar. Personalul aeroportuar care lucrează a intervenit potrivit planificării de urgență. Și dacă ați observat, pe timpul cât se debarcau pasagerii, ei cu spumă și cu apă răceau motoarele și rezervoarele. Să întârzie focul, extinderea focului, da. Mai periculos. Da. De asemenea, în avion a fost și un alt moment, pentru că flăcările, culoarea lor, mi-au dat mie să înțeleg că probabil rezerva de oxigen pentru măști a fost atinsă, iar oxigenul s-a împrăștiat în avion și oxigenul are caracteristica de a întreține și a influența arderea. Da. Deci de acolo se explică acea lumină puternică, pentru că arzi în prezența oxigenului. Deci o brichetă aprinsă în momentul în care se degaje oxigen este ca un aruncător de flăcări. Da, aici n-ar trebui să ne fie frică, domnul Stoicescu. La cât costă un sandwich și o apă plată pe aeroport Otopen? Trebuie să aibă 20 de extintoare pe metru pătrat. Păi da, banii nu intră la aeroport. Da, nu spuneți. Mulțumesc mult. Vă rog. Eu am muncit foarte mult. Am făcut primul plan de intervenție în situații de criză la Otopeni în 1998. Și vreau să vă spun că l-am făcut exact în conformitate cu prevederile
legislației internaționale, convențiilor la care România este parte. Mm. Deci, anexa 14 la Convenția de la Chicago, care este manualul serviciilor aeroportuare, a stat la baza documentației mele, dar în același timp am mers până departe. Inclusiv am făcut contracte cu toți cei din zonă, cu cine avea un buldozer, cu cine un excavator, cu cine o mașină de intervenție, cine o ambulanță, le aveam în planul meu și știam cui mă adresez. Știam unde duc răniții, dacă erau răniți. Știam ce fac cu morții. Știam unde fac un centru de la care se poate comunica cu familiile victimelor. Da, să sperăm că toată această moștenire a dumneavoastră a rămas acolo. Bagajul, nu știu unde ți-au pus bagajul și dumneavoastră vreți să știe unde e excavatorul. Da, mulțumim foarte mult, vă mulțumesc mult. Domnule Maxim, dacă voiați să mai spuneți ceva, vă rog. Vă rog. Vreau doar să spun că sistemele actuale din aviație românească sunt la același nivel cu cele din orice alt aeroport. Indiscutabil. Și trebuie să avem să nu punem în dubiu faptul că oamenii aerului din România sunt cel puțin la fel de buni ca oricare alții din lume. Acum, dacă noi îi ascultăm, dacă noi ca public pasager îi ascultăm și facem ceea ce trebuie, depinde de noi. Acum, dacă întrebe cineva, dacă își aduce aminte ce i s-a spus de către însoțitorul de bord când s-a așezat lângă ieșirea de siguranță, nu sunt convins că a ascultat cu mare atenție, dar în situații de criză, da, îi vom asculta. Și atunci vom deveni și noi, ca și ceilalți, un public ascultător și disciplinat. Vă mulțumesc mult, David Maxim, Sorin Stoicescu, mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. Am ales să deschidem cu acest miracol, pentru că este începutul anului, pentru că Japonia a fost greu încercată și de tsunami, și de această catastrofă. Ne întoarcem însă în țară, unde astăzi, pe 2 ianuarie, aflăm că patronul de facto al fermei dacilor, deci nu cel din documente, cel de facto, și doi administratori au fost reținuți în urmă cu doar câteva ore, pentru 24 de ore. Haideți să vedem imaginile din momentul reținerilor. Domnule Dinicu, ce aveți de spus? Acum nu vă asumați nicio răspundere? Domnule Dinicu! Cine este vinovat, domnule Dinicu? Aveți vreo răspundere pentru tragedie, domnule Dani, Dinicu? Dani! Da. Hai aici! Au fost imaginile din momentul reținerii. Foarte interesant faptul că la 8 zile după producerea acestei catastrofe, incendiul de la ferma dacilor, de pe data de 26 decembrie, incendiu soldat cu moartea a 8 persoane, anchetatorii s-au dus să ridice probe. Îi mulțumesc foarte mult avocatului Artin Sarchizian, ni se alătură într-o legătură telefonică directă. Bună seara, la mulți ani, domnule Sarchizian, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună seara, la mulți ani și eu vă mulțumesc. Domnule Sarchizian, acest bărbat, Cornel Dinicu, domnul care se prezintă ca fiind patronul fermei dacilor, reținut în această seară, întrebarea e care a fost urgența, de ce reprezintă el acum un pericol public? Da, într-adevăr, aici ar putea fi cel puțin două explicații. O explicație juridică, anume aceea că procurorul a avut nevoie de timp pentru a strânge dovezi solide care să nască, să justifice acea presupunere rezonabilă necesară, condiție necesară, într-adevăr, pentru luarea unei măsuri preventive și, evident, pentru toate aceste măsuri investigative, adică mijloace de probă, să zicem, intruzive, percheziții și așa mai departe, deci a avut nevoie de acest timp, cum spuneam, pentru asistarea de probe. Iar a doua explicație, sper să nu fie cea de luat în seamă, sau mă rog, să nu fie cea corectă, anume că pur și simplu presiunea publică, presiunea realizată, sigur, dată fiind notorietatea acestui caz, a determinat magistratul să spună că da, trebuie să luăm o măsură preventivă, pentru că altfel nu aș înțelege nici eu de ce a trebuit să se aștepte atât de mult, da, trebuie să subliniez acest termen, mult, pentru astfel de anchetă, în condițiile în care probele sunt și este o chestiune de notorietate extrem de peristabile, da, cu ghilimele de rigoare a se citea acest termen. Pentru că dacă cineva avea de ascuns ceva, cu siguranță ar fi putut o face. De altă parte, însă ar mai putea fi și acesta un argument. Poate tocmai acest moment răstimp, să spun, a fost lăsat de anchetator în mod deliberat pentru a se face anumite supravegheri, în spune și așa mai departe,
din care să poată fi obținute probe evident necesare. Când spuneți supravegheți, supravegheri, vă referiți la înregistrări, la urmăriri, la... Sigur, la asta mă refer, din toate punctele de vedere, tehnica ar fi fost supravegheat cei de interes, să spunem, în această anchetă. Repet, poate fi o strategie și s-a mai întâlnit în alte anchete un astfel de lucru, un astfel de mod de lucru al anchetatorului. Probele, în ceea ce privește autorizațiile, probele n-au cum să dispară, că s-au dat sau nu s-au dat acele autorizații, există în dosare de la primărie până la prefectură. Aici doar se puteau adăuga probe în sensul că se făceau interceptări, monitorizări și vedeau care cu cine se întâlnește. Mie nu au ridicat clar calculatoare și telefoane la 8 zile după producerea tragediei. Nu poți să le ștergi, doar să le spargi cu toporul, că specialiștii în informatică intră și văd și ce ai șters. Da. Le spargi cu toporul, rămâne și asta o ipoteză rămâne, de lucru. Da. Acum să nu uităm, aici este... Nu e un caz simplu, inclusiv din perspectiva victimelor. Este implicat, într-un mod tragic, șeful contraspionajului militar într-o vreme de război. Deci nu e... Bun, fiul șefului de ghiaia a murit din fericire. A fost un student de la calculatoare. A fost studentul dumneavoastră, îmi pare rău. De la Politehnică, anul 4. Doi de la Politehnică. Tineri de 22 de ani s-au propădit în anul 4. Deci ați pierdut doi studenți în acest incendiu. În acest incendiu. Îi cunoșteați, ați lucrat? Decanul de la Facultatea de Calculatoare n-a lucrat cu facultatea respectivă. S-a dus la înmormântare. La fel și doamna decan, domnul Moisescu Mihnea, s-a dus la înmormântarea tânărului de la calculatoare și a tânărului doi băieți de la FAIMA, cum numim noi facultatea, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, are acronimul acesta frumos, FAIMA, și e o facultate foarte bună. S-a dus doamna Corina Dumitrescu la înmormântare. Și va fi suficient, domnule Hader, arestarea acestui om? Listingurile telefonice, care sunt... Dumneavoastră spune ce patronul de fapt, sau nu știu cum. De facto, mă, domnule, păi, ce există? Ce e patron de facto? Păi, în act, dacă nu figurează cetățeni. În documente, figurează altcineva și ca proprietar? Cum? Și ce pârghii? Cum îl domnule determină avocat. Pe cel care este în act? Să nu spună, ea pleacă, domnule, deci cam poate să fie mâine scos afară el. Adică așa, în spatele lui poate să fie oricine, nu? Dacă nu sunt cei din acte, poate nu e Dinicu, poate este... E de notorietate, e public, a acordat interviuri în calitate de proprietar al fermei. Dar nu e în documente, doamna Chiria. Păi vă rog, domnul Sarchizian, nu e în documente. Ce se poate face împotriva lui? Aceste păpuși. Să știți că, din punct de vedere legal sau al practicii judiciare, nu a reprezentat o problemă aceasta, întrucât administratorul, de fapt, este o noțiune des folosită în justiție și nu numai în penal, chiar în insolvență și așa mai departe. Sunt situații dese, din păcate, în care, într-adevăr, persoane coordonează activitatea comercială a unei societăți comerciale, însă, în fapt, în documentele respective societăți figurează alți indivizi. Bine, au mai fost discuțiile astea la evaziunea fiscală, când mutau firma cu datorii pe numele unor persoane, dar nu scăpau acele persoane de răspundere. Adică și patronii, așa zici, din acte sau... E adevărat, însă aici discutăm de două forme de răspundere. Răspunderea civilă, să spunem, care va fi angajată și față de acele persoane, și răspunderea penală care se extinde, spun că se extinde, deci nu exclud pe cei care sunt în acte, și față de cei care coordonau activitatea cu pricină. Prin urmare, sunt două forme diferite de răspundere, iar faptul că nu figurai, nu te disculpă, din potrivă, în anumite situații, s-ar putea să fie o circunstanță agravantă, în ideea în care ai ticluit, ai pus la cale un sistem nelegal, tocmai pentru a te pune la adăpost. Artin, ești un avocat la care țin foarte mult și foarte valoros. Mâine, dacă face contestație sau în seara asta, are șanse să iasă? Patronul? Depinde de procuror. Deci iată, vezi, are șanse. Evident, totdeauna depinde de procuror. Depinde de procuror. Depinde de procuror dacă are probe solide care să nască acea presupunere. Deci judecător cum apreciază, nu? Domnule Sarghizian, ce pârghie, ce armă, ce avea... Să zicem că nu era acest incendiu. Venea acest Dinicu la fermă și găsea ușa închisă. Pleacă, domnule, de aici, ești proprietarul, nu ești, la revedere.
Da, aici... Unde ați adică noi nu-l apărăm pe domnul Dinicu, aici, să nu se înțeleagă. Din potrivă, ne stârnește suspiciuni acest mecanism de operare a unei afaceri. Tocmai îmi spuneam, procurorii în primul rând trebuie să demonstreze că într-adevăr era administratorul de fapt al afaceri. Ăsta este punctul de plăbornic. Exact. Vă întrebăm altceva. În relația cu acei din acte, ce pârghii de intervenție? Le dădea o sumă de bani? Erau angajați, erau șefii localului, nu era de acolo, gândesc, domnul profesor. Să știți că acesta este un raport, să zicem, sau o relație secundară, care nu neapărat contează în momentul în care discutăm de angajarea răspunderii penale. Sigur, este un detaliu important, dar nu este un, să zicem, esențial în economia dosarului. Repet, din punct de vedere... Cabinetul noastră de avocatură e pe numele cuiva și noastră sunteți patronul de drept, de fapt, nu de drept. Nu se pune în cazul... Păi nu se pune, nu știu, firmele... Dar în cazul unei societăți comerciale sau regăsit astfel de situații. Repet, de exemplu, legea insolvenței poate fi atras inclusiv administratorul de fapt. Deci noțiunea asta de administrator de fapt există, să știți, în practica. Da, legea penală, nu știu, există în... Da, da. Dar ce lege? Că legea 31 nu figurează de fapt și de drept. Legea societăților comerciale. Da, până... Da, proprietatea la fel. Da, regimul proprietății. Cum e reglementat regimul proprietății? Dacă ăia doi din acte îi spuneau... Bun, ferma asta nu are autorizație de construcție, după cum știți. Și astăzi toată ziua s-a pus întrebarea cum a primit din partea electrică un certificat de racordare dacă nu există ca și construcție, dacă nu are autorizație de construcție. Încredere pe prietenie, cum sunt cine ăia a recomandat-o? Domnul Horia Constantinescu? De ce nu putem crede că dânsul este de fapt patronul de drept, nu? Sau oricine altcineva, totuși, nu știu. Putin, nu cine vreți noastră? Dacă figurează doi în acte și nu poate explica nimeni care-i mecanismul, ar avea încredere unul, da, domnule, îți las toată averea mea, tu figurezi acolo. Deci mâine poți să iei și să mă dai pe o șafară. Du-te, dumne, de aici. Care-i treaba? Da, bună gândire. Astăzi au fost audiați și, dacă nu mă înșel, actualul primar din Gura Vadului și fostul primar, cel care era în exercițiul funcțiunii atunci când s-a construit această pensiune. Și ei nu au fost reținuți, domnule Sarchisian. Da, sigur, aici să știți că contează foarte, sunt luați în calcul mai mulți factori. Pe de o parte, acuzația în sine, gravitatea acuzației, iar pe de altă parte, circumstanțele personale ale individului față de care se dispune măsura și, cel mai important, riscul, că de fapt ăsta este scopul lor unei măsuri preventive, riscul de a afecta buna desfășurare a procesului penal, cu alte cuvinte, de a influența, tocmai să ia măsura preventivă pentru a fi exclus acest risc de a influența într-un fel și nu în ultimul rând, sigur, și mă rog, semnalul care trebuie dat către societate că în fața unor astfel de fapte grave autoritățile trebuie să intervină în mod prompt și intransigent, așa noțiunea. În mod prompt deja nu se mai pune problema pentru că au trecut 8 zile și s-au gândit și astăzi. Domnul Sarchi, Dinicu zice așa, domne, eu aveam renumele ăsta, aveam acea pată la dosar de interlop, de, mă rog, de, nu știu ce interlop era, mă rog, fusese amestecat în câteva scandaluri în trecut. Și zice, domnule, pentru asta am pus doi inși și am rugat doi prieteni sau nu știu care să figureze ei. Păi bun, dacă tu n-ai un renume bun, stai la fereală cu totul. Nu tu te duci, tu discuți în presă, tu discuți cu organele de control, ești prieten cu... Dar relația asta cred că e încă necunoscută, domn profesor. Pentru dacă noi. Dacă i-a pus pe ea de paravan, lași paravanele acolo, nu tu ieși în față... Existau interviuri date în presa locală. Administrator de fapt. Asta demonstrează că era administrator de fapt, ceea ce am spus mai devreme. Asta demonstrează că ce a postat acolo... Asta demonstrează că postarea aia nu reflectă chiar realitatea. Că în postare spunea, era o întreagă legendă. Dom'le, am pornit de la un prieten care a murit cu o toxinfecție și am zis să fac jumări și nu știu ce de calitate. Asta nu mai facem tot. Dar pentru că eu n-aveam un nume bun, de parcă lumea venea la el ca la... după renume, știi? Ce, dom'le, am venit la... Pleșu Patapievi Liceanu, să citesc o carte. Nu venea după gustul cărnaților. Așa, și atunci i-am pus pe ea paravan.
Păi i-ai pus pe ea paravan și tot tu erai la ușă, la intrare. Da, bine, sunt foarte multe semne de întrebare. Domnule Sarchizian, credeți că vom mai asista și la alte, nu știu, rețineri în cazul ăsta sau a fost așa de ochii lumii, gata, să arătăm că lucrăm pe 2 ianuarie, l-au reținut pe omul ăsta, l-au lăsat să-și îngroape copilul și la revedere, s-a terminat. Din punctul meu de vedere există vinovați și, dacă îmi permiteți această exprimare, mai vinovați. Și în optica mea sunt mult mai vinovați, pe lângă persoanele fizice care au, mă rog, încercat să realizeze cât mai mari câștiguri pe seama vulnerabilității și, din păcate, a tragediei altora, se pare, cei care au permis să se realizeze ceea ce s-a realizat, cei care trebuiau să emită acele autorizații și, mai cu seamă, cei care trebuiau să verifice dacă au sau nu acele autorizații, apropo de acele... Păi cei care trebuiau să verifice lăuda pe internet, pe Facebook. Mai vinovați. Deci da, sunt mult mai vinovat. Doamne, cel care trebuia să verifice, îl lăuda pe Facebook. Vă referiți la șeful ANPC? Dar nu erau și unii mai sus de ei care trebuiau să închidă? Păi, și care, după cum spuneau șefii IGSU, trimiteau rapoarte false, falsificate către București. Da, foarte multe semne de întrebare. Aici e postarea la care făceai referire, Valvâl, cu ferma dacilor a apărut ca idee în urma unei tragedii. Un bun prieten a murit de foarte tânăr. Când au venit rezultatele analizelor, concluzia era că a murit intoxicat de mâncare proastă din comerț. Și atunci m-am gândit să-mi fac o fermă unde să produc lapte, ouă, carne, cârnați, brânză și să livrez către familii săptămânal materie primă pentru mesele lor. Am ăsta era începutul. Că, și deci okay. Diana a avut nevoie și de autorizație de construcție, că făcea delivery. A avut. În momentul în care o treci pe numele sau figurează pe numele al cuiva pentru imagine și tu te duci de nușă în ușă, că spune mai jos că mergea de nușă în ușă să vândă aceste produse bio. Nu se leagă, nu? Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Sarchizian, pentru intervenția dumneavoastră. Cu ce gust vă lasă, domnule profesor, toată afacerea asta, care sigur a făcut victime, iată, și studenți pe care îi cunoșteați, pentru că din ce în ce mai multă lume vorbește ca despre un colectiv doi, despre ce s-a întâmplat acolo? Păi, mă lasă cu gustul rece al faptului că generat de faptul că n-am învățat nimic din alte incidente similare. De ceea ce vorbeați dumneavoastră. Și iată că lucrurile se complică. Apoi se văd marile vulnerabilități ale statului în ansamblul lui. Să lași o firmă timp de atâția ani să funcționeze fără toate actele necesare, să fie firma, așa cum am auzit, nedotată cu acele stingătoare, avertizoare, iarăși, cât că aici este o vină a multora dintre cei care trebuiau să supravegheze. Procurorilor, că ideea asta că i-au arestat ca să nu schimbe probe, păi primarul, viceprimarul sau cine mai era, secretarul, păi puteau să schimbe probe. Asta ce probe să mai schimbe? Repet, autorizațiile trebuie să fie sau nu la dosar, la primărie, la prefectură, la ISU, unde ori mai fi. Și la firma. Ce probe să se poate ISU să schimbe? Înțeleg că a cerut procuratura ca și Raed Arafat, că să fie anchetați cei de la ISU Prahova. Da. Ori arestarea sau reținerea sau nereținerea lui Dinicu nu umbla Dinicu în probele de la ISU. Și mai mă gândesc că astăzi, dacă ai bani, poți să rezolvi într-adevăr orice. De aici, asta e gustul amar pe care mi-l lasă întâmplările astea. Adică omul a alergat să facă o afacere, da, pentru că nu se rezolvă decât în asemenea probleme, decât cu atenție. Numai că, uite, a pătimit și el, au pătimit și alții, vorba voastră, 8 oameni nevinovați, tineri, toți, aproape toți, studenți. Îngrozitor. Da. Facem o foarte scurtă pauză și îl veți auzi pe un prefect din România vorbind despre filmul de groază în care trăiește guvernul, în care trăiește județul în care el este prefect, despre ce e vorba după o foarte scurtă pauză. La început de an, apelul disperat al unui prefect din România, trăim într-un film de groază, este incredibil ceea ce se întâmplă.
De câteva zile, Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu nu mai are medici cardiologi, nu mai face nimeni de gardă acolo. Sunt pacienți internați cu probleme grave și nu există medici cardiologi. Îl salut și mulțumesc prefectului de Gorj, domnul Iulian Popescu, este în legătură telefonică directă. Bună seara, domnule prefect, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara și bine v-am găsit. Cum ați ajuns în situația asta? Este un lung șir de hibe de management și mai exact de lipsă de decizie și lipsă de acțiuni din partea managementului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și din partea Consiliului Județean Gorj, care este și în subordinea căruia lucrează acest spital. Am primit foarte multe sesizări legate de calitatea actelor medicale și manageriale și de multe probleme care se întâmplă în cadrul acestei unități medicale. Dar ieri am primit telefon de la cetățeni că au rude internate în spital și nu se pot lua anumite decizii de tratament, printre diagnostice fiind și pericardită, adică o afecțiune cu specific cardiovascular, pentru că nu exista niciun medic de gardă. Dând telefoane și interesându-mă, am aflat că pe toată perioada sărbătorilor de Revelion, de sfârșit de an, deci 31, 1 și 2 ianuarie, nu există niciun medic de gardă în Spitalul Județean pe cardiologie și nici în al doilea spital de urgență al Județului Gorj, în orașul Târgu Cărbunești, unde este un alt spital, evident mai mic, orașul Târgu Cărbunești fiind un orășel de 7600 de locuitori aproximativ, cu state aparținătoare cu toți. Discutăm de un spital mic și de un spital județean de urgență. Da, în niciuna din aceste unități medicale nu exista niciun medic cardiolog de gardă, deci mai bine de 3 zile, adică aproape 1% din timpul unui an, pe o afecțiune, pe o specializare foarte critică, pentru că în spital de urgență această... Și foarte desă, foarte, foarte frecventă. Contează în orice, de la intervenții chirurgicale până la toate problemele care apar, știind că oricum în această perioadă riscul unor urgențe este, sau deci, statistic vorbind, domnule prefect, mai mare, e o problemă politică acolo? Nu ține doar de politică și n-am vrut niciodată să o dăm această conotație politică. Este pur și simplu o problemă de competență managerială, pentru că nu de ieri de azi se întâmplă aceste lucruri. Eu sunt prefect de 6 luni în acest județ. Bineînțeles că sănătatea este o prioritate și am monitorizat cu atenție acest subiect. Acum am avut o intervenție publică atunci când am considerat că așa nu se mai poate, când există clar informații evidente despre efectul acestui management care pur și simplu asupra problemelor medicale. Nu mai puțin, pentru că vreau să să-l introduc în discuție și pe colegul nostru Val Vâlcu de la DCNU și poate are întrebări, pentru că Val Vâlcu, după ce vedem cam ce se petrecea la Botoșani, unde toate funcțiile, de la spălătoreasă în spital, infirmieră brancartier, până la asistentă medicală, erau date pe șpăgi și pe bani conform rechizitorilor procurorilor, vine acum prefectul din Gorj și spune pe 2 ianuarie, pe 1 ianuarie, nu e niciun cardiolog, în condiții în care rata, incidența acestei boli e uriașă în România, adică sunt lăsați să moară oamenii, efectiv. Acum e important de văzut câți cardiologi sunt, că nici nu poți să-i ții, adică, sau e în funcție de normare, câte posturi, câte paturi, câte tot felul de regulamente de genul ăsta. Și păi, poate acolo e simplu, nu e niciunul. Păi nu e niciunul că nu sunt deloc sau nu e niciunul că nu sunt destui? Domnule prefect! Că, până la urmă, nu poți să-l ții pe... Nu e niciun medic de gardă. Spun și în cifre anumite informații. La începutul anului 2023, Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu avea un număr de aproximativ 10 medici pe secția de cardiologie.
Acum mai există 4, dintre care o doamnă este în concediu de maternitate. Iată. Și altă... Adică vine cineva, da, nu știu, cu infarct, e trimis la alt spital, că nu e nimeni de gardă. Trei persoane, nu asigur garda. Nu s-au scos posturile la concurs. Nu există interes, că au fost cazuri în care nu se duc medici în specialități mai căutate, nu se duc într-un anumit orășel sau într-un... Dar nu puteți să-i mutați, domnule prefect, de la... Cu forța nu se de la, din cele 9 orașe sau 8 orașe pe care i-are județul, nu puteți să mutați din alte spitale să asigurați totuși o gardă la nivel de... Poate nu au dotarea necesară, că nu știm, acum cardiologia se practică... așa numită cardiologie intervențională, să pun stenturi și atunci e nevoie să intervii într-o anumită... În condițiile în care nu e niciun medic de gardă, nu știu dacă despre asta e vorba. Nu, e și asta o soluție și se practică, să spunem, concentrarea în centrele mari, în centrele de vârf care au expertiză, care au făcut 5.000 acum, de apății, intervenții, nu 50. Domnule prefect, în aceste zile în care ne spuneți că nu e nimeni acolo, ce se întâmplă acolo, a pățit cineva ceva? Există vreun deces? Există vreo consecință a acestei crize de medici de gardă? Nu am aceste informații până în acest moment. Probabil că ar fi fost un deces. Aș fi fost informat, dar am cerut un raport scris și vreau să primesc exact numărul de cazuri care au fost în această perioadă și dacă aceste perioade în care nu exista niciun mediu de gardă pe secția de cardiologie a mai existat de-a cursul anului 2023. Acum, ca să răspund și invitațiilor, pentru că da, așa este, sunt două aspecte sau două categorii de cauze pentru care s-a ajuns în acest punct, și anume una sistemică, și ați enumerat bine, dar medicii cardiologi sunt bine plătiți în această specializare care poate fi ușor dusă în zona privată. Al doilea argument, tot în zona asta sistemică, este gărzile nu mai sunt atât de motivante financiar comparativ cu salariile care au crescut în ultima perioadă la medici. Și pe altă parte, așa au mai fost și locurile blocate, dar se putea găsi excepții anul trecut, locurile pe concursuri, se puteau debloca prin memorandum sau dacă cineva chiar se zbătea în acest sens. Mulțumesc mult! Vă rog. Aceste lucruri sunt sistemice și sunt valabile în toată țara, să știți. Dar nu cred că toate județele... Ar fi extrem de grav ca de, mai ales în perioada sărbătorilor, să nu existe niciun medic cardiolog de gardă, e complicat. Nu sunt medici, o secundă. Casa de asigurări nu încheie contract cu spitalul respectiv, deci spitalul rămâne pe ce poate să strângă privat sau, eu știu, alte surse locale și, sau se închide. Deci nu ar trebui să funcționeze spitale care nu au numărul de medici prevăzut de... E vorba de o specializare, de o specialitate. Nu, e vorba că se încheie un contract între casa de asigurări, că de-aia avem casa de asigurări, complete. Că altfel nu mai veneau direct banii de la buget, treceau prin trezorerii. Nu, e vorba despre faptul că în România sunt tot mai multe cazuri, oameni care ajung, femei care vor să nască. Nu avem medic de specialitate. Avem o agenție care pentru calitatea în... În actul medical, monitorizează spitalele, vine, le îndrumă, le spune. Deci dacă nu e numărul de medici necesar, închide secția de cardiologie sau închide UPU-ul. Mulțumesc, domnule prefect, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, pentru că ne rămâne foarte puțin timp. Domnule Hader, spuneți-ne dacă la începutul acestui an mai aveți vreun dubiu, vreo frământare în ceea ce privește salariile dumneavoastră, pentru că, sigur, urmează un an electoral, dar provocările mari sunt cele economice. Da. Noi am realizat împreună cu Ministerul Educației grilele aferente creșterilor salariale despre care v-am vorbit într-o altă emisiune, de circa 20% pentru cadre didactice de predare din învățământul preuniversitar și din cel superior și de 15% pentru personalul administrativ, respectiv 15,5% pe medie, toate pentru personalul didactic auxiliar. Nu cred că vor fi probleme, pentru că finanțarea este dată, sperăm să vină și momentul în care să se pună problema celei de-a doua tranșe, celei de-a doua părți a jumătăților pe care le-am avut în cadrul ordonanței OUG 57, sperăm să fie în anul 2025.
Nu avem griji din acest punct de vedere, pentru că banii sunt alocați, 6 miliarde, și pe ei i-am drămuit în așa fel încât să dăm pe medie cam vreo 20%. Valvul cu un final, anul 2024 va fi, sigur, un an prin excelență electoral, vom vorbi despre el, dar e și anul provocărilor economice mari și al amenințărilor sociale. Încă sunt sindicate care spun că vor să iasă în stradă. Sigur că dacă i-ai dat unuia, trebuie să dai exact tuturor. Dar eu cred că pentru 2024 se vor găsi resurse. Ne aducem aminte 2009, când era criza în Occident, era criza, dar la noi nu. Și a venit în 2010 acea tăiere de salarii, încercare de tăierea pensiilor, creștere de TVA, mă rog, nenorocit. E puțin probabil ca 2024 să semene cu 2010. 2005-2010-le nostru. Deci în 2025 foarte vor greu veni în tăierile pe care le-am văzut în 2010. Va fi foarte greu. Și pensiile atunci vor fi pe toparusul anului, precum cele din finalul anului acesta, le vor trebui cam 160 de miliarde de lei numai pentru pensii. Ne vor trebui, pentru că e vorba de statul român și noi facem și noi parte din țara asta. Da, cum zice domnul profesor, și alte categorii sociale, cum a spus și noastră. Deci 2025 va fi 2010-le, pentru că va fi și președinte nou și, și bani, guvern nou. Bani investiți ce alegeri să facem noi? Suntem noi. Ceilalți au irosit, dar au fost cheltuitori. 4 ani înainte și la revedere. Da. Facem o foarte scurtă pauză. Discutăm despre anul 2024, care va fi unul istoric, fără îndoială. Cel mai mare număr de alegeri, un sfert din populația planetei este chemată la vot. Și pentru că vorbim despre planetă, vom vorbi și despre marele turist Klaus Iohannis, care a admis până la urmă că e nevoie să-și facă publice cheltuielile pentru deplasări. Ce urări îi fac românii după ce au aflat cât a cheltuit președintele pe plimbări în anul trecut? Vă spunem, vă așteptăm câteva minute.